Niciodată, dar niciodată, ne rugăm degeaba. O relație de inimă cu Maica Domnului, care e supărată pe toți care nu-i cer nimic. Să până cerului și a pământului. O stare de mișcare, o stare de prezență. Nu recomand cu niciun chip. Eu, Domnul, cu Arsenie, nevoință, mii de metanii, postiri, la rânduială e altceva. Recomand o stare de prezență continuă. Pentru că un american, scuzați-mă de exemplifică din ăștia, dar nu e politică, s-a dus la un pusnic în lumea orientală, să zicem așa. Și să vadă minunea. Și l-a întrebat pusnicul și i-a spus ăsta, s-a prezentat. Avem sateliți, avem cutare, avem cutare. Și cât v-a costat? Zice, care întâlnit de dolari? A, și eu cu un covric ajung până la Dumnezeu. Cu simplu curăcel. Dar la un sărac sunt mai bogat decât toți sateliții și nu știu ce. Deci, în concluzie, nu a zice ce a mișca înseamnă a ajunge. Nu se poate decât tot cum a fost rânduit și până acum. Doamne, 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 decât drace, drace, drace. Cine are îndrăznit să spună că n-a știut la sfârșitul vieții că moartea e o realitate? Nu vine să-i faci o cafea. Vine să ceară socoteală și nu te amână nicio secundă. Deci tristoarea asta care o avem noi cu fapte bune, care să ne hrănească pe toată veșnicia, să fie pusă la punct. Aici nu e un răspuns teoretic. Aici e vorba de voință proprie, că dacă hotărăsc să merg undeva, n-aș ajunge dacă nu pornești pe direcția hotărâtă. Pentru că, stând și analizând, ființa omenească e foarte complexă și foarte bogată. Când zice Dumnezeu, sunteți, nu zice la un lemn sau la un bou, zice la un om. Acel azi în vechime, pe vremea Alexandru cel Mare, mergea cu felinarul aprins pe-n târg, înțelept. Și l-a întrebat băratul Alexandru, ce cauți? Caut un om, împărat, deci nu găsesc, că ziua cu felinarul aprins. Caut un om. Și așa e. Sfântul Grigore de Nisa este întrebat ce zice despre om. Știți cine a fost?
Sfântul Vasile a avut patru frași și cinci surori. Zice, e copleșitor și de neînțeles. Omul la Dumnezeu are încă multe taine necunoscute nici de îngeri. E complex. Hristos a făcut om. Și om prețuiește cât prețuiește Hristos pe trup. E puțin lucrul ăsta. Să am această tovărășie. Să mă numesc om. Și astea sunt greu de oprit. Dar totuși nu e nimic mai ușor ca să te mântuiești. Și cercam să spun că cine are îndrăznit să spună că n-a știut? Ce n-ai știut? N-ai știut când bate clopotele, când nu bate degeaba. Părantinește, fi fost vocu, mortuas plangu, fulmina frangu. Bătaia clopotă, cheamă vii, plânge morții și împrăște viforile. Deci nu bat degeaba. La o conferință la Tur, Constanța aici, după ce am vorbit ceasuri întregi acum noaptea, cu mii și mii de oameni, primeam bilețele. Eu nu stau bine cu vederea noaptea, episcopul desfacea bilețelul și eu răspundeam. Și m-a întrebat ce melodie îmi place. Unul într-un bilețel. Vă rog să credeți că m-a pus în situația delicată, că la ce fiind ăsta, domnule, că tango nu știu ce aia, nu știam. Și bătaia clopotelor, am spus eu. Și am spus și de ce. Și dați-mi vreți o melodie cu semnificațiile bătăie clopotelor. A putut în palme mai mult decât de alte răspunsuri ale mele, lumea. Deci lumea simplă cunoaște drumurile cele mai necunoscute de lume. Nu am și nici nu recomandă Sfinții așa ceva. Eu păduiesc, mă văd să mă pun la bun, să am o stare de prezență continuă. Și asta mă învață, știu ce am de făcut. Știu că ca să mă duc pe stradă, trebuie să pun înapoi vor și să cunosc chivorul. La toate ușile și să știu unde merg. Sfinții bătrăitori nu recomandă programe, pentru că te obligă să intri în simetrie, știți? Într-o simetrie raționalizată. E așa de complex și de îndumnezeie de ființă omenească, încât nu e nevoie de... Avem tot ce ne trebuie, nu un singur, pleacă odată. Nu a zice, repet, și a mișca înseamnă să ajungi unde, unde gândești. Programul e bun, dar nu în sensul de a sta cu condeiul în mână și să ai vedea toate coturile și toate străzile să duci. Important este prezența ta continuă. O relație cu Dumnezeu vie, nu o relație comunicată, împrumutată, difuzată. Cine ar putea să spună care este măsura iubirii copilului tău? E fără măsură. Îl iubești
Bă, nu, ară, dacă te duce la un copil și el zice, am bubă. I s-a spus că tu ai o bubă. Și el nu poate să purească pe râs, zice, a bubă. Te face praf. Cu gingășia lui. Nu sunt lucruri de program. Cine poate să spună scapărea zilor? Pentru că ființa umană e ființă divină. E o mare păcăreală cu dorința de a trece pe altul. Ne-am întâlnit să discutăm mai mult, să ne întrece pe noi înșine. Să facem act de prezență. Cea mai mare greșeală este să pierzi timpul cu număratul pașilor. Așa. Asta te-a făcut Dumnezeu să poți să ajungi în stare de prezență continuă. Și am crezut că se înțelege că răspunde la multe întrebări, stare de prezență. Eu nu pot să neg că nu sunteți prezenți aici. Eu nu pot să neg că și eu sunt prezent unde e prezență. Cum le facem mai buni. Păi suntem deja făcuți. Nu mai suntem trândavi și nu vrem să ne răscolim. Nu vrem să ne cunoaștem. Am ajuns la răspunsul anterior. Cunoaște-te pe tine. Mai întâi de toate, repet, moarte în realitate. Este o femeie cu coasă, cum îi place pictorului să facă, să înspăimânte mai mult. Vă să zic că actul de iubire pentru familia ta nu-i teorie. Cine poate să spune de ce te grăbești? Pentru că e o mare greșeală în lume, aceea că omul se grăbește. Degeaba te grăbești, tu trebuie să pleci la timp. Aștepți altă istorie, altă viață, ca să te trezești. Că toate aceste lucruri le-a spus Hristos. Și nu a rămas nimic de făcut să nu facă ca să ne convingă să plecăm odată spre omul din noi. Omul se cunoaște pe sine, dragii mei. Omul știe un program. Trebuie să mă scol, trebuie să mănânc, trebuie să... Iar să mă culc, iar să... Așa e o mare greșeală. Omul să devine câtuși de cât om de rugăciune. Nu de rugăciune formală, de prezență. Vreau să dați mai multă atenție. Cuvântul pe care și eu vreau îl repet, prezență. Nu putem nega că nu suntem acum într-o chilie sau într-o cameră de frate de duhovnic. E o realitate, deci prezență. Ce nu știi că e baltă să te lași copilul să ducă în baltă? Că e nede de copilul, nu știe, crede că e tot. Uscat. Pentru că copilul are un îndrumător. Dar tu, care zici că nu mai ești copil, și ai și tu un îndrumător. Pe tine însuți. Nu e nevoie să
Dați ca să spun, nu te duce că e apă. E ceva ca și deja spune înainte că e apă. O să zic că stare de prezență, cunoașterea de sine. Cine vă opriți, ziceți, Doamne, 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 Doamne. Cine vă opriți să vă duceți la poartă că vreți merge în sat? Deci se duce la altă parte. Ăsta tot de bătâna înțelepciune, de cunoaștere de sine ține. Stare de prezență. Atunci, de la sine se înțelege că trebuie să te scurte, trebuie să iei un ceai. Hai să zicem o cafea, că e mai modern. Cine te oprește? Dar mergi de la sine. Viața e foarte ușoară. Deci mântuirea noastră e foarte ușoară. Mult mai ușoară decât o viață de deranjare. De... Că viața de la sine, fără să vrei tu, e deal și vale. Și trebuie să știi că e mai ușor drumul la deal decât la vale. Pentru că una din marele greșeli majore la oameni că fuge de cruce, fuge de suferință. Toată gloria învierii Mântuitorului, toată grozava frumusețe care nu s-a reușit până acum să fie cuprinsă în teorie omenească, n-ar fi fost așa dacă n-ar fi fost crucea mai întâi. Crucea care a fost întâi de mare glorie înviere. Și Mântuitorul, în sintetizarea sfăturilor lui, zice, ia crucea și urmează. Nu zice, ia bastonul. Nu zice, ia crucea. Adică, cine fuge de cruce, fuge de Dumnezeu, cruce și Sfântul Efrem Sirul. Că aici lumea se confundă cu pătimirea omenească. Culmea dântină, a lepădat patimile tale. Lepezi cu obiceiurile care le dă lumea. Ce te duci, mă, prostule, cu zâte din coro, unde ăla n-a fost nebun că a pus crâșma lângă drum. Stare de prezență. Eu îmi cer scuze că trebuie să fac asta. Că eu așa mă controlez. Întrebarea este foarte ușoară, dar poate să fie cea mai grea. Că atunci când ești aproape salvat, poți să fii pierdut. Pentru că vorba copilului, nu pune mâna pe bubă, că mă doare. Cum să nu doresc eu un doctor care mă pansează fără să mă doară? Cum să nu apreciez? Pentru că durerea e... trebuie să fii pregătit să te... s-o birui. Dar oamenii n-au o relație vie cu Hristos. Nu există în creștinătate, nu se poate. Cu Hristos se poate orice. Lumea nu știe să ceară ajutorul Hristos. Merge pe inerție. Nu merge pe o socotință a lucrurilor și de asta nu e raționalizat. Adică pentru stare de stângăcie, ține încolo Hristos că putea făcut cum trebuie Dumnezeu. Și îl jignești. N-a rămas nimic nefăcut de Hristos
care să ne mântuim. Iar Andrei se spune că trebuie să facă Iisus. Sau condiții stupide și condamnabile, așa cu baton de foc. Dumnezeu trebuie să facă așa, nu așa. Și el îndrează un lucru. Că dacă stai de vorbă, repet, cu tine, fără să te cruți, dai seama cât de perfect ești și ce grozav ești. Dumnezeu sunteți. Și ducă viața creștinească, că ăla să zic, uite de mine, ăla să duc la biserică, uite ăla a făcut putar. Și el să apără, l-a întrebat de ce îți merge bine, pentru că urmezi pe Hristos. Însă, să nu lipezi crucea, să nu lipezi suferința, că nu s-o cauzi, că vine singur. Să zice, aș fi făcut cu tare, da, nu m-a lăsat cu tare. Să revin la ce am spus, când ești aproape salvat, atunci poți să fie pierdut. Cu scuze, o mică exemplificare. Era un urs care strica multe vite în marginea unui oraș cu păduri. Și-a obținut aprobarea să omoare urs. A făcut un plan cu o casă, că ursul eu am văzut, am trecut pe pustii și plan. Mi-a pus o labă pe umăr și m-a făcut praf. Și atunci mi-am dat seama ce putere are chiar să iasă lucefere din tine, că ești grozav. Și a fost și o casă de fier acolo, că dacă nu cade, că am văzut un urs cu capul despicat și trăia. Animale foarte puternici. Și au tăiat un cal care era de tăiat, să-l pune să vină ursul și ăla să retragă în casă. Casa improvizată, știi. A venit ursul, a făcut tot, a stat, dar nu l-a omorât. Și a fugit în casă. Ursul după el. Și l-a mâncat, l-a omorât, pentru că uitați, e cheia acasă. Un amănunt. Nu ți-o lua niciun loc, îl lua. Iacă ce înseamnă să fii controlat la fiecare pas. Și stau de vorbă cu, sunt cercetat de multă lume. Și văd femei, ține la bărbați, pentru că un om bun părinte, foarte bun om. Adică se războiește în tot felul. Nu se lasă pe celălalt. Da. Adică ține poziția lui de bărbat, care e capul, fără discuție. Dar el nu știe un lucru, că ea este inima. Marea greșeală. Să-și disprețuiește femeie. A făcut-o Dumnezeu. Toată frumusețea, o poezie, dacă nu e muză, femeia nu e. Nu e atât de atrăgătoare și de gustoasă. Femeia joacă un rol nemaipomenit de important. E inima. Și nu trăim atât de mult prin cap, că ai mare nevoie cât trăim prin inimă. Poetizăm, versuim, iubim, ne iubim. Drumul singur îmi spune că e bun sau nu e bun. Eu
cum repet, unul care duce în baltă și unul care duce la o altă parte, la o lumină oarecare. Păi ăsta e omul cu putința, are discernământ, are tot ce vrea ca să ajungă la rai. Și ne dăm seama. Suntem creați de Dumnezeu ca să împlinim dorințele Lui și ne-a creat sigur pentru El numai, nu și pentru dracu, și pentru pace, și pentru altceva. Ne-a creat sigur numai pentru El. Și atunci să ne depărtăm de El și oriunde vom fi. Era și a rămas mai departe un sfat. Zi-mă ca El, știți, ca să ai pace, știți, pentru că pacea de pe Sfântul Ion Scăraru e de patru ori mai mare decât dreptate. Asta e relația de la 2 la 8. Faci pace că ești 8 și pierzi 2. Faci dreptate că ești 2 și pierzi 8. Și atunci, pe citatul ăsta, zic ca El, un oarecare om mai sancta simți simplicitate, să știți. O sfântă simplicitate a călătorie cu altul, șmecheruț. Și ăsta zicea, așa e, zicea ăsta timp, cu pincuța. Și ăla hoț, nu așa că Hristos n-a fost Fiul lui Dumnezeu, ăsta, când a auzit așa, nu cu știința, cu instinctul, n-a zis nimic, n-a zis așa e. Și pentru el era o mare călcare de poziție, că el era credincios, zică el. Și a plecat la mănăstire. Un mare balaur a repăsat să-l înghide pe o pincuță. Ăsta țipa, a venit stare, ce ai făcut? Pentru că ăsta, balorul ăsta nu se declage ca să leapă de Hristos. Și pentru că a zis, că pentru că n-a zis, nu l-a apărat, era ca și lepădat. Să subînțelegem. Că nu zic ca El, zic ca El în prezența ta. Nu zic ca El în prezența unei armonii false. Suntem creați numai pentru El. Aveți deja întrebarea să pune invers. Cum nu am părăsit mai poziția bună? Pentru dracu. În afară de faptul că pute și că nu miroase, iertați-mă. Dar aici suntem liberi să vorbim că e teorie, nu e cadavru, știți, am văzut, ca și dumneavoastră, un miel care l-a născut un vițel și chiar o femeie îmi spunea că a născut nevasta lui, un prieten. Acel prieten al meu era în închisoare, băiatul acelui om care, când a căzut Aurel Vlaicu la Bănești, Prahova, îl vedea cum cade, știți, și a fugit acolo, la Bănești. O femeie a ajuns înaintea lui și îi trecea ceasul. Și el, când a ajuns, murit. Era în închisoare și unul din stat în Bănești, care a fost primar. Și a fost cam astfel ca primar, chiar cu soția lui.
A scos-o afară iarna dezbrăcată, pentru motive minore. Dacă știți precis, că pe 50 de ani muriți la data de, ce ați face începând de azi? Ca să le verific prezența. Cel care a fost primar și care se căia și plângea, mă, nu mă îngenuncheam să stau. Ăsta da, ce? Iar alaltă mi-a spus, până mai e timp până atunci. Adică, știți că și cu timpul ăsta e obligat de ziua de-l dea. Te-a creat cum trebuie, plângi ce trebuie, nu te juca cu mine. Că tu mă reprezinți și eu nu mă nec pe mine, să-mi zice Dumnezeu. Sigur că a avut dreptate la care, și noi nu știm toți că vom muri, strategia divină nu ne lasă să știm când, dar că sigur va fi. Toată discuția noastră numai pentru asta este. Cum să ne pregătim? Să ne ținem de biserică. Să spunem, spovedim curat, că s-a greșit. Și să nu mai vorbim de rău. Se constată, a văzut dumneavoastră că Patrele Mântuitorului, a zis Mântuitorul o vorbă care ne-a rămas ca exemplu ce aveam de făcut. Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Sfântul Ștefan, când a văzut celule deschise, frumusețea divină, ce, la măsură omenească, dar maxim de vedere, a zis, Doamne, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Și iertarea asta, asta e poziția de esențialitate în creștinătate. Să știi să ierți, să treci cu vederea, dar să și uiți. Nu să nu-i zici acum, zic eu mai târziu. S-ar putea întâmpla în momentul când îi zici, să nu zici și cu gândul să nu uiți. Dar noi nu vorbim cu omul ăla și cu uitatul, vorbim cu poziția pozitivă, poziția bună. De ce să am mereu scena, cum mi-a zis, să mă otrăvesc? Dacă am văzut cât de amar amarul, am să fiu atent cu orice fel de dulce. Să nu se amărască. Asta e de prezență. De conduit. N-a rămas nimic de făcut din partea Mântuitorului ca noi să ne mântuim și să împlinim. Nimic. Scuzați-mă, eu am 96 de ani. Și mi-am verificat când a fost cu putință trecut. Și am văzut prezența lui Dumnezeu de m-a uimit, m-a zmerit vreun nevrând. Cu lupi, cu urși, cu... Am 14 ani de închisoare, am trăit prin pustii și am văzut cum mișcarea lui Dumnezeu e atât. Nu știu să zic, mă iertați, dacă vi se aduce învinuirea, că dacă l-ați vii pe Hristos, pe Dumnezeu, măcar la măsura în care a vrea Dumnezeu, la măsură de vină nu o să ajungem niciodată. Atunci ați vedea ce importanță mare ai pe lume, ce misiune frumoasă ai, ce nume frumos ai om.
tine toate negustorește răspunsul. Să te poți mântui. Creștinul vine de la Hristos. Și a venit Hristos în haosul ăsta. Dovadă că lumea a fost nepregătită, că l-au răstignit. L-au prigonit, l-au... Și spune, câte lucruri frumoase v-am învățat, pentru care mă răstigniți. E în firea noastră. Și vă spuneam că am văzut vițelul, mielul, copilul, că de mic știe deja ceva ca să existe mai departe. Și îmi spunea acel Vasile care vedea statul văzuse pe Răvlaicu că când a născut nevasta lui, a intrat și el în casă și copilul era pe un scaun, născutul, și eu am lăsat în pat. Și eu, zice el, i-am pus un deget așa către gură și copilul a făcut și așa ca să închidea că-i țâța de la sine pentru viață. Ne-a creat Dumnezeu cu putința de a ne completa mai departe cu ajutorul lui, că fără de el nu puteți face nimic. Cel în adună cum ne risipește. Și spune în altă parte, lucru care ne dă foarte mare îndrăzneală. Nu se mișcă fir de păr fără voia mea. Deci orice gândire, orice fel de ploapă de ochi, el știe. E Dumnezeu ne-a creat. Mă uitam adeseori cu interes la câte o gâze, câte o vârda de mică care mergea. Și am zis, uite, Dumnezeu știe de ea. Și sunt milioane și miliarde de ăștia. Ce te joci cu Creatorul? Să crezi că ai dreptul să trăiești, ai dreptul. Ai dreptul dacă vrea El. Deci o relație cu Cel care mi-a asigură mie existența pe veci. Moartea vine, dragii mei, iertați-mă că repet. Și nu vine să-i dai o dulceață, să-i să faci o cafea. Și am văzut eu prin mișcarea vieții mele, măcar de curiozitate uneori, vreau să știu ce este, chiar dacă era un lucru prea cunoscut, că trebuie urma, nu trebuie să mai mă gândesc. Am văzut cât de prezent Dumnezeu în viața mea. Am avut foarte multe întâlniri cu lupi. Așa cum erau lucrurile, trebuie să mă omoare. Să mă mănânce, că lupul nu vrea să te mușe, vrea să te mănânce. Un osore la mine, în sfârșit, am reușit să scap. Dar nu prin înțelepciunea personală, prin darul lui Dumnezeu. Dar ziceam că înțelepciunea mea m-a făcut să... Dar mai târziu mi-am dat seama cum e asta. Dumnezeu ne conduce viața ca să trăim când, nu când vrei tu, când vrea El. De stare de prezență. Asta e lumea. Că adesea suntem noi, zice ministru. Avem voie să ne apărăm. Dar ieși o brațul celălalt, cum zice Mântuitor. O luăm în glumă, dar vă dați seama ce mare act e asta. Că unul a dat o palmă și alălalt i-a dat o palmă și el a dat și o brațul celălalt. I-a dat și acolo. Și ăla, în virtutea inerției, vrea să-i mai dea. Și ăsta l-a apucat. Mântuitorul zice, dai șoferul de-a zădut, și pe al treilea nu mai ia. L-a luat al treilea al tău.
dacă ești din ordine, să-ți consumi furia, atunci intervine și divinitate. Ce faci, prostule? Ia-o pe aici. Nu-ți convine, nu-ți convine, dar dacă situația te obligă, te duci pentru că există un instinct de a trăi la vițel, la asta. Nu se dă el la mamă să se sugă, că va fi un bou bou în viața lui. Și ca să poată să existe. Deci, dacă animalele se existe fiziologicește, noi se transfletește în vecii vecilor. Și în ce te va găsi moarte, în aia te va judeca și aia așa mai trebuie. Sunt multe taine frumoase aici. Și eram în pădure și vedeam cum Sfinții Părinți despicase amănunte pe care mă loveam și eu de ele pe acolo. Și am strigat tare, scuzați-mă, Doamne, mari mai sunt Sfinții Părinți. Deci cercetez că avem libertatea să citim, să ne apărăm. Avem apărat, să ne apărăm. De-aia, având în țara românească o țară de viitor divin, pentru că niciodată am dus un război de avangardă, nu mai dau, v-am pus. De-a...